pe pena asta, cam așa. Mă lăs ziua. Se duc. Ce faceți? Ce să fac? Îmi place să plec și să vin. Îmi place mai mult să vin decât să plec. Ești toată lumea în training. Uitați-o pe a noastră. În sacoaș cu... Check out it. Check this outfit. Tot dar calcul ia că pe ce ea. Auzi bine, trebuie să plătim ăla. Da, e tot numai aici. Au, au. A venit măicuța acasă. Mi-a venit acum aminte că trebuie să fac un videoclip, vă promit că vine în curând un videoclip în care răspund la toate comentariile astea mai deșuchiate, așa, care, pe care mi le dați, care le primesc în fiecare zi. A venit măicuța, azi noapte. Of, Doamne, ce noapte am avut! O ajuns pe la vreo 1, jumate, și noi am ajuns, cred că ne-am pus să dormim pe la vreo 4, fără un sfert dimineață, ne-am dus în pat. Și acum îi vreo 12, cred că ceasul între timp, s-a făcut și merem până la Grand Arena. De ce credeți? Vreau să mă tund. Mă tund scurt, mă. Mă tund scurt. Și să vedem dacă au ce să-mi facă și la șuvița asta, că am văzut că tot ne-ați lăsat în comentarii. Dacă nu, tot acasă să mi-o fac, așa, în ciuda ăstora care vorbesc ca Iulia. Dar până una alta, hai, dar să vedem dacă reușesc să mă tund. Deci vreau să vă spun că am văzut prea multe videoclipuri pe TikTok cu fresh cut și de-astea. Și o să fac asta. Dacă simțiți să faceți asta, faceți-o, că e doar păr, crește. Eu n-am nicio problemă cu asta. Și o să stea mai fain și o să pot să mă spăl mai des pe cap, o să pot să mi-l aranjez mai ușor. Asta e important. Hai, da, să vedem. Și mâine să cred că m-am dus scurt. Abia aștept comentariile voastre. Mie îmi place foarte tare. Mi se pare că mi-am dat așa un fresh și mă simt așa. Mă simt tânără din nou. Nu mă mai simt că am 30 de ani. Vorbim mai multe acasă.
cu culoarea, nu știu ce să zic. I-am și spus băiatului cumva, Doamne ferește, a fost minunat, chiar asta și m-a bibilit până în ultimul moment. Ideea e că era foarte pătat părul meu, pentru că îl decolorasem acasă. El a vrut să neutralizeze cumva, a pus decolorant, iar după a vrut să neutralizeze cumva petele din păr, care au apărut cumva după decolorarea pe care mi-a pus-o el în păr. Mi-a pus movul ăsta care a prins mai mult decât trebuia. Cumva îmi place foarte mult trecerea asta, vedeți la vârful, este extraordinar de bine. Numai, deci mie tunsoarea mi se pare extraordinar de frumoasă, deci mă simt atât de bine. Deci efectiv mă simt bine și o să fie mult mai ușor de stilizat, nu știu. Haide, că ne vedem mai târziu, că sunt prea entuziasmată, fug acasă, că abia aștept să mă vadă și mami, că mami mă așteaptă acasă și George la fel. Ne filmez reacția imediat. Acum imediat ajung acasă, m-am făcut la salonul ăsta care s-a deschis aici în Grand Arena. Știți? Nu? Nu e și prea mouă, și dacă ăsta se duce la spălat, e de la care se duce. Ah, dar cu acela ca da, să nu pare galben. Da, da, exact. Da, ce frumos, ce atâns. Nu? Stai că nu o să vedem un tipă bine aici. Ai, mov, da! Unde e George? A plecat. Cum, nu a venit acasă? De unde? V-am plăcut. Îți plăcu? Uau, ce mișto! Da, mă, mai aprinde un bec aici. Uau! Îmi plăcu! Îți plăcu? Vă plăcu, mă? Ia uitați ce frumoasă e! Așa, tânsoarea îmi place mult tare. Mi se pare că îmi stă bine. Nu ți se pare? Ce poia scurta iubirea! Da! Cum te simți cu părul? Foarte scurt. Bine! Îmi imaginez! Nu mai tragi în jos, mor când te văd că tot... Lasă-mă că așa îmi place mie! Uite, așa trebuie să-i faci, nu să-l tragi în jos, da. Așa să-i faci buclă, buclă. Nu, că uite aici am terminat. Mmm, ce drăguț! Ai plăcut? Îmi plăcut, mă, ești bine de tot. Mă uit în oglindă și mă tot sperii. Deci e cam mov cumva pentru pe placul meu, ca să fie pe placul meu, dar cumva trecerea asta de la mov, așa, vezi, e așa foarte la blond. Dacă ar fi ieșit tot așa, cum e la vârfuri, șuvița asta din față, dar na, mai trebuie lucrată, că tot era pătată. Bun, am ajuns acasă și acum, ca să depășim momentul, mie îmi place foarte mult cum a ieșit, să vă arăt cu ce cadouri au venit mami acasă! Trebuie să mai vină pachetele, că i-au pus pachete, că nu au putut să aducă toate lucrurile acasă și le-au trimis luni și o să trebuiască să ajungă, sperăm din tot sufletul, vineri. Și acolo vom deschide pachetele și vom vedea ce au mai adus, dar până atunci să vă arăt ce au adus aseară, că nu știu unde le-au pus, că i-au venit, în troller. Sau în geanta de mână le-ai avut? Și în geanta de mână și în geanta. Bun. Și acum? Ana, mea, cum? Hainele de la Valeria și scrisonul. Da. Așa, și haideți să vă și anume arăt ce o mai adus. Ce ne-au adus? În primul rând, ciorap de ăștia, despre care v-am mai vorbit eu, că nu-i găsesc nicăieri în România, adică ăștia. Așa, mai am două perechi negri, așa, și mi-am luat astea două perechi albe și încă o pereche nude pe care i-am desfăcut deja, sunt foarte, foarte micuți, dar atâta de efect și atât de comod și atât de efectiv perfect. Așa, și mi-au mai adus, stați să vedeți numai, un șanume body pe care l-au luat tot de la magazinul chinezesc, care e ceva absolut superb și minuscul. Stați așa că-l probez. Deci, așa arată și anume body-ul. Nu sunt chiloți ca pantaloni, dar ai impresia că sunt chiloți.
E absolut super. Mami, eu zis că stai să vezi că nu-ți vine. Uite că-mi vine. Dar ăsta, lanțul ăsta aici, deci face efectiv tătă asta. Și are și umeri supradimensionați, cumva. Are un burete aici, vedeți că se vede cumva că e mai masivă zona asta. Vai, dar uite cât de fain îmi vine așa cu tonsoarea asta. Ceva așa cu gâtul gen. Nu? Ah! Îmi plăcu! Și cu ăsta aici, ăsta, lanțul ăsta, ăsta e de, face tătă bluza. Tătă bluza o face. Și mi-a mai adus acest plovăraș. Ah! Deci uitați cât de fain e plovărașul ăsta. Am murit când l-am văzut. Deci ea efectiv și l-a cumpărat ca să-l poarte pe acasă. Ca să vă dați seama că măi, măicuța. Toată lumea au lăsat în comentarii. Ai văzut că o lăsat zi lui mama ta să nu se mai ferească atâta de cameră, că e foarte frumoasă. Deci Chanel, efectiv, Chanel pe low budget, pe bogăție, cum ne place nouă, și are așa, deci e absolut superb și ai impresia că are nasturi, dar astea sunt de fapt capse și îl iau pe mine, mâine le iau la muncă, nu mâine, că poi mâine sunt la muncă, dar poi mâine când mă duc îl iau peste cămașă, pentru că îi, deci îi de la de housewife, nu housewife, cum îi se zice lui ăla, lui femeia aia, iubirea? Aia șmechera. Femeia aia șmechera. Gen aia sexy care e mamă. Deci așa arată în mana fără ăsta pe dedesubt. E foarte fain ăsta plovărul. Deci e timeless. Se potrivește la absolut orice. Și la blugi, și la ținute de astea mai elegante. E să am un pic grijă cu astea, că mi-e să nu rămân cu el în mână, dar îi ceva. Ii, ce-mi place! Așa, și mi-a mai adus o geantă. Sunteți pregătiți? Nu. Aaa, la Chanel! Uitați-vă numai cum mere geanta asta lângă plover, așa. Ai! Deci e absolut superbă această geantă. Ui! Și cu auriu. Și cu auriu, și da. Exact. Și cu modelul ăsta de picior de cocoș și are banduliera, cumva e băgat aici înăuntru, dar ea de fapt e lungă, mie îmi place să o port așa, cumva mi se pare că o ții foarte bine, ai control asupra ei, poți să te ferești de hoț și e foarte fain, deci uitați cât de fain e, ce-mi place, îmi place rău de tot, foarte, foarte tare îmi place, doamne, dar cel mai mult îmi place tunsoarea asta. Yes, și o primi și George ceva, vă arată imediat. Dați o leacă că n-are chef. N-ai auzit că n-are chef de filmă. Nu am chef! N-are chef de filmă, dar el nu înțelege că am un ai chef, n-ai chef, trebuie să filmez. Da! Pijama de aia la Cătălin botezat-o, măicuța, ia uite. Ia! Spune tu detalii, că eu nu mă pricep. Deci așa îi satinată pe gri și cu margini de astea albe. E foarte faină, foarte au faină. Au și pantaloni. S-o băgă la spălat și pantalonii sunt foarte faini, care au același model în partea de jos. Și acum, finally, are trei pijamale, așa stilul ăsta, și poate să facă schimb între ele să fie așa. Mai pe bogăție. Cum ne place nouă. Îți plăcu? Îmi plăcu. Îți plăcu pijama? Îmi plăcu foarte mult, da. La revedere acum. Ne-am făcut datoria. Vă plăcu, mă, părul ăsta micu. Și roguțul. Așa, deci, astăzi, înainte ca să mă duc eu la tuns, să intru la tuns, am fost prin magazinele alea, știți că este un otter, cum se zice otter? Știți că este outlet aici în Grand Arena și am intrat acolo de o grămadă de vreme, am mai spus, eu am mai pomenit prin clipuri că îmi caut o pereche de Adidas și finally am găsit-o la reducere de la 400 de lei la 1.470.000, 150 de lei. Sunt ăștia de la Grix, e o firmă foarte faină, m-am și cumpărat o pereche de sandale și din magazinul lor ăla care nu-i outlet, din AFI, și ăștia sunt Adidas-ii. Mi-a plăcut extraordinar de mult, îți dăm piele naturală, au talpa asta care e așa, mi se pare
Și detaliul ăsta cu, talpa asta așa pătrată, e ceva cu botul pătrat, absolut superb. Stați așa să-mi iau ciorap și să-i probez. Și așa arată adidașii. Mie îmi plac rău de tot. Dar au ceva probleme cu numerele, că vreau să vă zic că ăsta e un 38 și eu port 37 și îmi vine numai bine, adică nu mi se largi în picior. Arată ceva... Arată și fain. Piciorul ăla de copil. Arată foarte fain. E piciorul și de copil. Uite, știu că-ți luați de la copii. A, ce drăguț e! Umblăcură! Hai, ce fain e să... Merg cu tunsoarea. Bună dimineața! Deci nu mă băga în cadru, așa. Da, nu, să nu cumva să bag în cadru. Facem curat la mami în dulap și vreau să vă spun că scăpăm de o grămadă de lucruri inutile, din nou. De fapt, inutile cumva pentru noi, dar ele, foarte multe dintre ele sunt foarte bune și o să le punem la vânzare pe Vinted atunci când o să reușesc să-mi fac contul ăla. Dar până una alta, haideți să vă arăt ce îmi păstrez eu, pentru că evident, ia uitați-l, îmi păstrez și eu câteva lucruri. Deci uitați ce paltonaș frumos, mă! Foarte fain ăsta, păi și nu-l vrei? Păi, să nu știm, na, nu vrea, da? Îl porți pe ăsta, nu-l dăm, da. Haideți să vedeți ce geacă frumoasă. E geacă de fâș cumva și are o broderie pe deasupra și arată foarte, foarte fain. Cumva are formă, are și buzunare, mânecă 3/4 și are, e lărguț, așa, are o formă de aia lărguță, dar arată foarte fain. Ăsta mi-l păstrez. Vestă de blugi. Stați numai să vedeți. Și aia ce, nu-i faină? Cum? Păi o iau eu atunci. Vestă de blugi, care arată foarte fain. Uitați numai ce cambrată-i. Vine perfect. Ih! Și mai am aici vesta asta, pe care i-am dat-o eu mamei, că era înnebunită după veste în perioada aia, dar pe care n-o purtată, că mai are altele și așadar mi-o iau înapoi. Aici am un maio, un tricou de fapt, care e dintr-un material foarte, foarte fain și o să-l port pe acasă. Deci îl păstrez pentru că aici material așa, cred că e bumbac. Moale. Aici mai avem un tricou de ăsta simplu gri, îmi plac foarte mult hainele gri de la Puma și îl păstrez. Aici am un maioaș de la Tezenis, care îi lung așa și am impresia că se pretează foarte bine seara când te bagi în pat și nu vrei neapărat să te îmbraci, cu pantaloni, arată foarte fain. Și aici mai am un maio de la Puma, care e foarte drăguț și mami nu l-a purtat și o să îl iau eu și o să-l port. Deci, uitați cu măicuța singuri acasă ce am făcut de mâncare, cârnați cu ouă și cu cartofi prăjiți. Lasă-mi amintesc. Și cu parmigianul de care mi-a adus mami. Și gata, am farfuria asta. Și avem și pâine. Am fost până la Kaufland și am luat niște cărnicior, că nu mai aveam nimic așa de mâncat gen carne. Așa, am scăpat ușa. Iii! Așa mâncăm. Farfurie. Ca la bogat? Ca bogăție, cum ne place nouă. Oi, ce capă mâncăneste. Gata, poftă bună. Și cu salată, n-arată chiar așa bine, dar îi... Sunt roșii cu brânză și cu ceapă, e extraordinar de bun și colăsat așa, știți voi. Nu există nimic mai mult decât, mai bun decât pâine muiată în salată. Am fost la Lidl și vreau să vă spun că ați observat, când vine mami, ne punem pe cumpărături, că îi place tare mult să merg la cumpărături, să cumpărăm de toate și... Am fost la Lidl și am făcut câteva cumpărături. Diseară vreau să facem o mâncărică pe care am văzut-o eu pe TikTok și mi-am adus aminte că cândva odată când eram eu la mama fată, făcea bunica mâncărică din aceea cu ardei copți și cu smântână. Nu știu dacă ați văzut, dacă n-ați văzut, o să vă arăt rețeta mai diseară când o să o gătim. Haideți să vă arăt cu ce ne-am întors acasă. Așa, am pus telefonul aici acasă. Stai să mă mut. Da, ia, mută-te. Mută-te acolo.
Așa, stați că am aici un anumit scaun. Că avem numai două scaune la masă. Când au venit mami, am mai scos scaune. Am luat, evident, clasicele pulpițe. Am luat vinete, că mami a zis că vrea salată de vinete și o să ne punem să le coacem. Am luat niște bere de asta, mă pun... A, știți că am mai luat bere de asta? M-am învățat la vinia să o cumpăr. Și parcă când ai poftă așa de ceva rece, e foarte bună, chiar dacă eu nu sunt amatoare neapărat de bere, dar e bună, cumva, într-un fel. Am luat niște salam de asta cu 80%, 85% carne, ca să-i pun un George sandwich-uri la serviciu. Am luat un triumf de ăsta de cuptoare, că tocmai ce văzusem un clip cum să cureți cuptorul și vreau să încerc și cu mai multe hack-uri, numai cu ăsta, dar cumva e implicat și ăsta. Așa, am luat Dita mai punga de ardei, că am zis că măcar știți că ăștia scad când îi bagi la copt și am zis că să iasă așa măcar de o porție pentru trei oameni, sperăm să iasă din asta, dacă nu mai mult. Oricum o să facem și carne, cumva, chiar dacă mâncărica asta se mănâncă simplu așa cu mămălică, dar eu noi o să facem și o leac de carne, că știți că suntem carnivori până la moarte. Am luat smântână de asta lichidă pentru mâncărică. Am mai luat niște pulpe, ca să avem, și o să mă pun eu acum să le pun la macerat, până diseară când le băgăm la cuptor numai bine. Și am mai luat niște puri de ăsta, n-am mai luat niciodată de la Lidl, sper să fie bun. Și, surpriza surprizelor, abia aștept când o să-l vadă George, am luat ăsta. L-a luat măicuța cadou pentru noi. Ih! E o chestie de aia cu care șmirgheluiești, electrică. Și nu o să mă mai doară spatele, că v-am zis că am fost anchilozată după ce am șmirgheluit coloana aia. Și da, perfect. Am dat 100 de lei pe ea, 99 de lei, deci foarte bună combinația. Gata, au venit timpul să facem și mâncarea, că ni s-a făcut foame. Între timp s-a făcut ora vreo 6 seara. Între timp, vară ceapa și eu vorbesc că mi-am făcut unghiile. Mi-am curățat unghiile și la mâini și la picioare. Am vrut să mi le fac și mie și mamei, dar e prea mult pentru mine într-o zi. Am reușit să îi le fac total și cu ojă, doar la picioare, pedicura. Și rămâne ca mâine să-și dea formă unghiilor și după aia să îi le fac cumva sâmbătă. Și nu știu eu dacă voi mai avea chef în seara asta, dar ar trebui să mi le dau cu ojă ca să termin cu ale mele. Dar între timp am pus să facem mâncarea, v-am zis. Am pus ceapa aici, am pus un pic de sare peste ea, că mami a zis că să nu se prăjească foarte tare și cumva să rămână așa moale. O să aștept până când se moaie ceapa și după o să pun o țără de usturoi, mai las 30 de secunde și adaug ardei. Foarte simplă rețeta, dar atât de bună, mă, bună rău, să încercați. Ce ai pus? Pentru tine, dragoste și iubire. Unde ai pus? În salata de bruc, salata de vinete. I-a zis că am gustat salata de vinete și ești foarte bună și am zis, cred că ai pus niște dragoste acolo, că ești prea bună. Am zis că da, au pus niște dragoste și iubire. Am pus ardei aici. Îi las o țără la mic, că s-o ar să o leagă ceapa și m-am certat. Și am tocat aici 3 roșii și mai las o leagă ardei. N-am mai făcut niciodată, dar o să iasă bine, ce să iasă rău. Și o să pun roșiile, mai las un pic și roșii de 50 minute, cred, și după aia, la final, punem smântâna lichidă. Vedeți? Cam așa arată maglavaițul după ce am pus și roșiile. Și acum mai lăsăm o țără, că am dat foc o țără mai mare, că dacă ar fi după mai mâncăm la 12 noapte, eu înțeleg. Cam așa arată rezultatul final. N-am mai filmat procesul pentru că o trebuit ca să mă opresc, că nu mai am spațiu în telefon, dar am pus smântâna lichidă și nu m-am mai lăsat vreo 10 minute la făcut, condimente evident și cam așa arată. Ih! Poftă mare! Sper să încercați!